bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Cel mai înalt animal, în Isaia, capitolul 65 cu versetul 25, citim: Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt. Când a făcut lumea noastră, Iisus a făcut totul în forme, culori și mărimi diferite. A făcut unele animale mici, iar altele înalte. Ați văzut vreodată o persoană înaltă? Probabil că părinții voștri vi se par foarte înalți. Trebuie să vă lăsați capul pe spate ca să le priviți fața. Iisus a făcut un animal mai înalt decât toate celelalte. Știți la ce animal mă refer? La girafă. Girafele au picioare foarte lungi. Vă puteți gândi la altceva care face ca girafa să fie atât de înaltă? Gâtul foarte lung. Girafele sunt și foarte grele. Ele cântăresc cam la fel de mult cât mașina pe care o aveți voi acasă. Animalele pe care le-a făcut Iisus ne spun totul despre el. Iisus s-a îngrijit de girafe. El a știut că aveau nevoie să ajungă la crengile cele mai de sus să mănânce frunze. De aceea le-a făcut gâtul lung. Iisus a vrut ca girafele să fie în siguranță, astfel că le-a pus pete colorate pe corp ca să poată ascunde cu ușurință. Iisus știa că girafele aveau să trăiască în locuri cu temperaturi foarte ridicate. Știa că limba lor avea să stea destul de mult timp afară, în timp ce mănâncă. De aceea, Iisus le-a pus pe lumbă ceva care să le protejeze de arșița soarelui. De aceea, limba lor este purpurie. Iisus are grijă și de voi exact așa cum are grijă de girafe. El vă dă tot ce aveți nevoie și vă iubește chiar mai mult decât iubește girafele. Vă îl iubiți pe Iisus? Oh, cred că da! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!